Suceava este ca un om bolnav. Are nevoie de multe intervenții. Îmi place mie să fiu agresiv în fapte bune. De aici poate că și acea etichetare de dictator. Aceste zvonuri sunt lansate de oameni care nu știu altceva decât să denigreze. Sunteți ateu, domnule Râmbu? Ceea ce îmi spuneți noastră este minciună sfruntată. Nu mă oblig la nimeni. Vorbesc material, pentru că asta ar însemna să fiu pus în situația neplăcută de a mă achita de anumite obligații. Cred că vă înșelați sau ne înșelăm. Cine se află în spatele dumneavoastră? Cine vă finanțează? Am venit, am studiat, am constatat ce este de făcut și am făcut. Te bâlbuie în vorbe, dar în fapte nu. Vârsta nu este un handicap. Nu, chiar un atu. N-am trăit niciodată în lejeritate și nu voi trăi. Noi nu intrăm în luptă decât atunci când avem convingerea că vom câștiga. Cât de bogat sunteți? Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Eu cu cine votez. Sunt Tiber Avram și astăzi l-am ca invitat pe domnul Vasile Râmbu, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al municipiului Suceava. Domnule Râmbu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa locuitorilor municipiului Suceava. Cu multă plăcere, scopul nostru este acest demers jurnalistic, Thomas are acest scop de a face cunoscuți candidații, le face cunoscuți candidații alegătorilor municipiului Suceava, astfel încât ei să poată să cântărească și să aleagă. Domnule Râmbu, aveți o viață, rectific, aveați o viață liniștită până când ați decis să candidați la funcția de primar al municipiului Suceava. De ce vreți să fiți primar al Sucevei? Domnule Tiber Avram, sloganul meu Facem Suceava bine, este arhi cunoscut. Și aș vrea să devină un crez, un manifest pentru administrația pe care o voi conduce. Pentru că știu, pot și vreau. Asta sună alt slogan, știu, pot și vreau. Am dovedit-o și o voi dovedi. Locuiesc în Suceava de 41 de ani. Îi cunosc nevoile și suferințele. M-am desăvârșit profesional și personal în municipiul Suceava și am datoria, cel puțin morală, de a-i dirija destinul spre frumos. Vorbiți ca din cărți. Frumos! Nu. Legat de lejeritate pe care am părăsit-o sau am renunțat la ea, n-am trăit niciodată în lejeritate și nu voi trăi. Bun, dar preferați o viață complicată, ați fi primar. Deja ați văzut de când ați intrat în politică, au început atacuri, povești, chestii. Acum mi-am adus aminte, pregătisem o întrebare mai încolo, dar devansăm puțin. Recent am văzut în spațiu public, ați săvârșit un accident, ați produs un accident în parcare la Kaufland. Ați lovit o femeie însărcinată. Am fost atenționat de asemenea zvonuri și etichetări. Cineva mi-a spus, domnule, ai să afli despre tine ceea ce n-ai știut vreodată că ești. Așa e în politică. Așa este în politică. Mă aștept, dar ceea ce îmi spuneți noastră este o minciună sfruntată. Întâmplător sau din fericire, n-am provocat niciodată până acum și Dumnezeu să-mi ajute în continuare accidente sau alte evenimente în trafic. Doamne ferește, oricui i se poate întâmpla, dar nu spusesem asta pentru că, mă rog, suna aiurea, ați lovit o femeie, ați și fugit de acolo, era acea postare, da. După care care evident ar fi, mai puțin, ar fi apărut pe nota poliției în cazul în care cineva ar fi părăsit locul accidentului și ar fi produs multă vârvă. Bun, formatul acestei emisiuni este bazat în special sau într-o anumită măsură pe întrebările primite de la cititori. Și ne întreabă un cititor, sau ne spune, eu personal nu voi vota cu domnul Vasile Râmbu, deoarece este candidat PSD. Dacă era un candidat independent, cu siguranță avea votul meu, am încheiat citatul. De ce ați ales să candidați pe listele PSD? Legat de cititorul dumneavoastră, este alegerea dumnealui. Dar cel mai mult contează opțiunea tuturor cetățenilor acestui municipiu. De ce? Știm bine din sondaje, ne place sau nu ne place, Partidul Social Democrat este majoritar în opțiunile cetățenilor.
Nimic nu poți face fără a avea asigurată o majoritate și a avea în spatele tău un partid puternic și consilieri locali majoritari. Proiectele mari care duc la dezvoltare trec prin consiliul local cu majoritate absolută. Deci dumneavoastră sunteți convins că veți avea și majoritate în Consiliul Local și că veți câștiga alegerile din câte... Ținta mea, domnule Avram, sigur că dacă am această convingere, pentru că temperamentul meu coleric, cum o declară mulți, prevede și la capitolul calități sau poate chiar și defecte, că noi nu intrăm în luptă decât atunci când avem convingerea că vom câștiga. Independența, sau eu știu, candidatul independent care să performeze, este o iluzie, este o utopie. Dacă nu ai Consiliul Local care este ales politic și care să te sprijine, nu faci nimic. Pentru că proiectele tale nu trec prin Consiliul Local și atunci ești blocat în toate inițiativele tale. Este adevărat. Bun, eu v-aș întreba, de ce ar da sucevenii votul unui candidat trecut de 60 de ani, când dau și alternativa unor candidați mult mai tineri și cu experiență în administrație? Cu ce sunteți dumneavoastră mai bun decât ceilalți contracandidați? Haideți să o luăm secvențial. Ați vorbit de vârstă. Vârsta nu este un handicap. Nu, chiar un atu. Știți de ce? Pentru că eu, în cei 4 ani de mandat, voi fi obligat să duc la îndeplinire toate proiectele și planurile mele. Ce proiecte aveți? Eu n-am auzit de proiectele dumneavoastră. Proiectele... Adică am auzit să facem Suceava bine, dar alte proiecte n-am auzit. Bun, poate nu m-am interesat, dar... Haideți să vă spun o chestiune. Noi nu sunt, sau eu nu sunt tipul de om care să lanseze proiecte și promisiuni fără acoperire. Desigur că noi avem o strategie la care lucrăm și ea va fi aplicată atunci când va fi cazul. Această strategie cuprinde toate domeniile vieții economico-sociale ale unui municipiu. Știu bine că există o asemenea strategie destul de stufoasă și destul de bine alcătuită și ar fi fost și mai bine dacă nu intrau niște note de subiectivism în ele. Deci vă asigur că această strategie și aceste proiecte există, sunt foarte multe. Noi în... Văd că ați venit pregătit cu tot felul de notițe din campanie, de așa. Eu nu, poate bun, n-am urmărit eu spoturile dumneavoastră de campanie. Dar spuneți-mi niște proiecte pe care le aveți. Deci proiectele mele merg pe două paliere. Una, de a aduce Suceava la normalitate și al doilea palier, de a dezvolta Suceava. Normalitatea ce înseamnă? Normalitatea înseamnă infrastructură rutieră, înseamnă parcări, înseamnă locuri de joacă, înseamnă locuri de recreere, înseamnă mult mai multe care aduse la normalitate pot genera satisfacții, nu satisfacții totale. Al doilea palier este cel al dezvoltării, dezvoltarea care să creeze locuri de muncă prin investiții sau intervenția asupra infrastructurilor de orice fel. Și aici vorbesc și de cea rutieră, și de cea sportivă, și de cea culturală, și cea din educație și altele. Bun, nu vreau să intrăm în detalii privind aceste proiecte, că evident că aveți soluții pentru fiecare în parte. Sigur că da. Numai că vedeți și cu aceste proiecte și aceste strategii. Pe ele le definitivez, le elaborez și definitivez după ce ai contactul direct cu realitatea. Vreau să vă spun o chestiune. Când am ajuns în fruntea spitalului, n-am venit cu anumite strategii asupra mea și nici nu asta cu planuri dinainte făcute. Am venit, am studiat, am constatat ce este de făcut și am făcut. Acolo ați avut și experiență, ați fost internat în spital, v-au tratat, nu știu că sunteți manager, a fost acea, acum ne aduce aminte cu amuzament, nu? Erați la câteva luni, parcă după ce ați fost manager, când ați fost internat în spital. Și...
Deși era tratat să... Faptele bune pornesc de multe ori și din experiențe negative. Poate de cele mai multe ori, că tocmai știm să le îndreptăm. Văd au dreptate, da. Este o artă în a transforma eșecul în succes. Atunci am constatat în terapia intensivă un lucru ne la locul lui. Era plasat pe un circuit al bolnavilor de ortopedie, din ortopedie. Nu era deloc la corect, pentru că terapia intensivă este o zonă specială care trebuie supravegheată foarte atent. Pentru că dacă nu o faci, riști pierderi umane. Pornind de acolo, am dispus mutarea secției de terapie intensivă în apropierea și în mijlocul, într-un circuit inel, cu bloc operator și secțiile chirurgicale. Dar bun, n-ar vrea să intrăm în detalii din ce. Bun, ideea este că dumneavoastră ați văzut în spital ce nu funcționează din propria experiență, dar poate pentru cine nu știe, trebuie să precizăm, că ne-am amuzat teribil la acea vreme, faptul că la câteva luni după ce ați fost numit manager, ați fost internat în spital și ați văzut cum sunt tratați oamenii. Multe dintre asistente și infirmieri nu știau că sunteți managerul spitalului. Mă rog, bun, acum ați spus că n-ați venit, bun, ați venit niște proiecte și, din câte înțeleg, restul informațiilor le-ați luat din întâlnirile cu oamenii, nu? Sigur că da. Și cu oamenii. Personalul. Ce vor suceveni? Ce ați constatat dumneavoastră că vor suceveni? Legat de spital sau la modul general? Nu, de general, de Suceava. Ce vor suceveni? Ordine, curățenie, mobilitate, locuri de muncă. Ordine, curățenie, nu avem în municipiul Suceava la ora actuală? Poate că avem, dar nu e suficient. Nu știu dacă dumneavoastră vă place ordinea și curățenia din municipiul Suceava, dar multora nu le place. Mai este loc de mai bine. Ok, nu vreau să mă pronunț eu. Bun, ați menționat spitalul. Într-adevăr, ați făcut performanță la spital și putem să spunem asta fără niciun fel de reținere. Dar se poate compara spitalul județean Suceava cu municipiu? Da. Se poate. Vă explicați. Vă explic. Complexitatea activității unui spital este peste cea a unui municipiu. De ce? Pentru că aici lucrez în regim de urgență și dacă nu intervii prompt și hotărât, riști vieți umane. De aici poate că și acea etichetare de dictator. Ajunge și la dictator. Da, domnule, deci regimul de urgență înseamnă asumarea de răspundere, înseamnă hotărâri, înseamnă să îți iei riscul emiterii unor ordine, ceea ce nu place multora, față de care răspunzi dacă nu ești atent. Bun, ați menționat renumele dictator, aveți într-adevăr renumele unui șef cu înclinații dictatoriale și chiar v-ați exprimat că o citesc. Dictatură luminată, am încheiat citatul, poate fi benefică. Dacă veți câștiga în primărie, lucrați cu funcționari publici și cu cetățeni. Cum se vor împăca obligațiile dumneavoastră de primar cu această trăsătură a personalității dumneavoastră, acea de dictator, cum ați spus dumneavoastră? Aș corecta puțin, eu m-am exprimat de dictatura controlată de lege, care poate fi benefică. Bun, și putem spune dictatorul luminat. Aici, da. Aici n-aș vrea să fac apologia dictaturii, nu-mi place, și oricât de potent aș fi eu, n-aș putea niciodată anula cele trei puteri ale statului de drept. Vorbesc de cea legislativă, executivă și judecătorească. Desigur, mai vine și a patra putere, care este presa. Etichetarea unui conducător sau șef este făcută după felul în care ia decizii. Știm bine că deciziile pentru altele sunt urgente, curente și strategice. Deciziile urgente se iau pe loc, hotărât și determinat, fără să te bâlbâi. Te bâlbâi în vorbe, dar în fapte nu. Deciziile curente au un ritm ceva mai scăzut, dar nu exclud hotărârea și determinarea.
Și aici trebuie uneori să apelez la unele impulsuri. Deci în aceste două tipuri de decizii trebuie să ți iei răspunderea și să fii curajos. Mai sunt deciziile strategice. Aici își face loc total democrația, pentru că deciziile strategice se iau gândit, elaborat și în colaborare cu specialiști. Aș vrea să vă spun că deciziile urgente nu sunt total, luate de pe o secundă. Exclusii practicilor din administrație, din administrația municipiului. Și mă gândesc la un episod din trecut apropiat, pe care și dumneavoastră în presă l-ați relatat, cu privire la acel eveniment sau accident în zona canalizării. Ne luând în regim de urgență măsurile, s-au generat nemulțumiri și chiar disconfort. Vă referiți la acea canalizare din fața primăriei? Din fața primăriei. Acel... Da. Acolo era o decizie de tip urgențe, nevoie de o mobilizare totală, așa încât acel disconfort să fie eliminat într-un timp cât mai scurt. Bun, acolo s-a invocat faptul că cei de la CET n-au reacționat cum ar fi trebuit. Este ușor să dai vina pe alții. Dacă te afli în zona unei instituții care este responsabilă de administrarea orașului, trebuie să găsești toate căile de mobilizare a celor care pot concura la eliminarea riscurilor și disconfortului. Vorbiți de atitudinea față de cetățeni. Vreau să vă spun că cetățenii care au beneficiat de serviciile spitalului, atât în calitatea lor de pacienți și aparținători, au fost tratați cu respect, simpatie și empatie. Bun. Același comportament voi avea și față de cetățenii municipiului Suceava. În privința atitudinii față de personal, suntem cordiali, respectoși, atâta timp cât cetățenii sunt mulțumiți de respectul funcționarilor din administrația publică. Bun, hai să mai rămânem puțin la spital. Cât ați fost manager, ați avut o politică agresivă, bun, în sensul bun al cuvântului, de a aduce profesioniști și specialiști buni la Suceava. Care a fost argumentul care i-a făcut, argumentul forte cu care ați convins să vină să lucreze la Spitalul Județean Suceava? Domnul Tiberiu, știu că nu o să mă răspundeți, dar atitudinea dumneavoastră va fi concludentă. Vă mai aduceți aminte cum arăta Spitalul Județean Suceava? Da, arăta bine? Nu, mi-aduc aminte. Eu am tot timpul. În privința ceea ce ați făcut la spital, nu are nimeni ce comentă. De spital, nu mai aduceți aminte de criza de medici și migrarea lor în țară sau în străinătate? De asta v-am și adresat. Mai știți? Da, de asta v-am și adresat întrebarea, pentru că, într-adevăr, au venit specialiști buni. Și de ce să nu recunoaștem și la nivelul municipiului? Am avea nevoie poate de mai mulți specialiști în diverse domenii. De aici punea întrebarea. Asta vom și face. Ne vom baza pe specialiști. Dar vreau să relatez eu. Situația era tristă, pentru că poate am fost mai aproape de situația din spital decât dumneavoastră, cu toate că, sunt sigur că și dumneavoastră știați foarte multe. Din perspectiva faptului că sunteți și cetățean al municipiului, dar sunteți și jurnalist, care a angajat în reglarea treburilor orașului sau problemelor orașului. Când am venit în spital, m-am propus câteva obiective. Spune 2, 3, 4, dar mult mai multe. Deci, ce am vrut eu? Să ne apropiem cât mai mult de statutul spitalelor clinice. Prin dotare materială și umană. Să elimin
din folclorul sucevean și nu numai sucevean, așa sintagmă. Cel mai bun spital este trenul către București, Iași, Cluj, Timișoara, Târgu Mureș și așa mai departe. Și o chestiune care s-ar putea să nu fie convingătoare, dar eu cred că trebuie să fie. Să avem în rândul pacienților spitalul județean și oameni cu posibilități, oameni cu bani, care aveau, și poate că mai au unii dintre ei, aplicarea de a merge în altă parte, inclusiv în străinătate. Spunem de ce nu veneau medici la Suceava. Pentru că ei nu aveau condițiile și confortul necesar afirmării. Când duceam discuții într-un mod agresiv, cum spuneți dumneavoastră, cu medicii care ar fi vrut să vină în spitalul județean. Sensul bun, sigur că da. De asta și răspund tot în așa sens. Dar vă place cuvântul ăsta, da, agresiv. Așa. Veneam cu argumentul. Domnule, vrei să fii la Suceava? Vrei să performezi? Da. Care sunt condițiile? Să am totul la dispoziție pentru a confirma. Totul? Să aibă aparatura necesară, să aibă personalul necesar. Da, okay. Să vă referiți deci la dotarea spitalului. Da, și nu punem în plan secund confortul. Bun, într-adevăr, știu că s-au... Ei vizitau spitalul, îi trimiteam în secții, du-te și vezi starea secțiilor, starea spitalului și vii și îmi spui da sau nu. Ca să știți răspunsul, cred că este da. Au venit și au fost încadrați în timpul mandatului meu, nu unul, ci peste 200 de medici. Da. Nu, știm de asta, v-am și întrebat, dar rămânem la spital și sper și cred că este ultima întrebare. Au fost tot timpul discuții legate de criteriile de promovare. Care au fost criteriile de promovare la Spitalul Județean Suceava? Criteriile au fost valoarea profesională și atitudinea față de bolnav. Vorbim de acea empatie, am căutat să ghicesc sau să această trăsătură de caracter sau să găsesc această trăsătură de caracter la medici pe care i-am provocat să vină la Suceava. Domnule Râmbo, sloganul nostru de campanie este facem Suceava bine, a fi cunoscut. Unul dintre contracandidații dumneavoastră declara aici, în acest studio, că Suceava este bine, dar trebuie doar întinerită. Așa este? Am o mică nedumerire aici, cu întinerirea Sucevei. Suceava este testată documentar din anul 1388. Dacă facem un mic calcul și scădem asta din 2024 1388, sunt vreo 600 și vreo 36 de ani. Deci Suceava nu are cum să fie întinerită și nu asta. Metaforic. Bun, metaforic vorbesc și eu. Deci, Suceava trebuie dezvoltată și înfrumusețată. Bun, Suceava trebuie dezvoltată și înfrumusețată. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar totuși, un aer tânăr, așa. Și aici aerul tânăr îl dau și oameni. Nu știu, pentru că să vă întreb de candidații dumneavoastră de pe listă, echipa dumneavoastră. De ce zâmbiți? Care e media de vârstă? Zâmbesc pentru că eu am făcut, fiind un om al cifrelor, desigur că iubesc și statistici. Și am extras din lista consilierilor locali numele și prenumele și vârsta fiecărui candidat, prime 10, și de la PSD, și de la PNL. Făcând media de vârstă, rezultatul a fost următor. Media de vârstă la consilierii locali. PNL este 46,6. Media de vârstă a candidaților de consilieri locali PSD, 45. A, deci sunteți mai tineri. Bun, poate... Nu. Eu nu vreau să ilustrez faptul ăsta.
Criteriile noastre au fost două. Una, experiența dovedită prin fapte și energia tinerilor care vor să se afirme. Bun, vorbim de criteriile de selectare și poziționarea candidaților pe lista de Consiliu Local. Dar pentru că aici știm că au fost discuții, au fost nemulțumiri, ca peste tot de altfel. Deci ați anticipat, dar care au fost concret? Deci aceste criterii, haideți să le luăm. Pe ce criterii ați selectat oamenii pentru lista extinsă a Consiliului Local și apoi pe ce criterii ați pus în ordinea, hai să spunem, locurile eligibile sau de la 1 la 10? Da? Care au fost aceste criterii? Încă o dată m-am spus. Valoarea, faptele din trecut, din prezent și ceea ce vor să facă în viitor și, desigur, imaginea publică. Am promis o echipă valoroasă, o echipă care să convingă și am venit cu ea în scopul de a face Suceava bine. Da, am înțeles. Și o veți face bine dacă... Desigur. Bun, nu vă întreb ce înseamnă ce e rău la Suceava, că na, fiecare... Spuneți-mi dumneavoastră ce e bine. Eu mă abțin, nu vreau să... Eu încerc să pun întrebări, candidatul răspunde, telespectatorii trag concluziile. Bun, o altă întrebare de la un cititor. Citez. Am dorit să știm ce funcții anterioare au avut consilierii domnului Râmbu, care se află pe lista Consiliului Local al municipiului Suceava. Cred că este normal ca electoratul să fie informat corect în privința acestor consilieri. Au fost cumva ofițeri de poliție? Am încheiat citatul. Acum, mă rog. Ce să vă spun? Nu, să fac, eu cred că e rău dacă a fost cineva ofițer de poliție, că Doamne ferește, nu e o meserie care poate fi blamată. Poate persoana respectivă a probleme. Și mie mi-a fost greu să răspund la o asemenea întrebare, pentru că ofițerii de poliție nu fac notă distinctă față de masa de cetățeni ai municipiului. Sunt oameni onorabili, profesioniști și care asigură respectarea normelor de drept în privința ordinii, liniștii publice și siguranții populației. Da, bun, repet, nu vreau să jignesc pe nimeni, poate persoana respectivă a avut probleme cu ofițerii de poliție, dar totuși, ca să răspundem întrebări, aveți ofițeri, foști ofițeri de poliție pe listă? Întâmplător nu. Întâmplător nu. Ok. Domnule Râmbu. Dar voiați să vă spun despre ce au fost, ce sunt și ce vor fi consilierii locali sau candidații. Cititor, nu, spuneți-mi. Am să-i spun cititorul. În mare. Știți cum, sau altă întrebare, să reformulez întrebarea, care am adresat-o și altor candidați aflați aici. Cu ce este mai bună echipa dumneavoastră decât echipa celorlalți contracandidați? Echipa de consilieri locali. Echipa mea, și eu nu vreau să o compar cu alte liste. Eu nu mă uit la alte echipe. Dar noi ne uităm, eu mă uit, dumneavoastră vă uitați, eu mă uit la echipa mea și vreau să o prezint ca fiind alcătuită din oameni care să genereze speranțe împlinite. Dacă îi luăm pe primii 15, o să vedeți că se regăsesc acolo oameni foarte bine pregătiți profesional, oameni care au confirmat, oameni care își doresc altceva și care nu urmăresc numai decât funcții sau sinecuri sau alte avantaje pe care le vizează sau le visează unii candidați. Dacă dumneavoastră îmi spuneți cum doctorul Turcoman sau doctorul Bandac sau doctorul Achiții ar urmări așa ceva, cred că vă înșelați sau ne înșelăm. Desigur că avem economiști, juriști, ingineri, care au confirmat până acum în tot ceea ce au făcut și care au determinarea de a se pune în slujba administrației locale. Deci, pentru ce? Ca să facem Suceava bine. Bun. Da. Domnule Râmbu, dacă veți fi ales, care sunt primele 3 măsuri administrative pe care le veți lua din funcția de primar al Sucevei? Dumneavoastră, mă îndoiți, eu sunt foarte sigur că voi câștiga alegerile și... A, că am zis dacă veți fi ales. Da. Bun, așa. Eu nu pot să fiu categoric. Măsuri sunt multe. Deci revin, la 3 măsuri. Măsuri sunt multe. Dar să spunem. Dacă dumneavoastră vreți numai 3, vi le spun. Spuneți-mi 5 atunci dacă vreți 5. Nu, vă spun 3, dacă ați cerut 3 vă spun. Spuneți-mi 3. Eu știu că vă așteptați sau lumea se așteaptă la măsuri care să confirme zvonistica că voi da afară, că voi executa pe unul sau pe altul, nici de cum. Deci,
Prima măsură care se impune ar fi alcătuirea sau promovarea unei structuri organizatorice în ton cu obiectivul nostru, care știți, facem Suceava bine. Și nici de cum pentru a găsi motivația operării de schimbări de șef și de personal. Sunt informat și știu. M-ați pierdut aici. Sunt informat și știu că în primăria Suceava sunt oameni valoroși profesional și voi căuta să-i plasăm sau să-i numim acolo unde vor performa. Așa, păi trebuie să răspundeți cu asta. M-ați pierdut la un moment dacă mi-ați dat... Bun, prima măsură, a doua. A doua. Dom'le, știm foarte bine că instrumentul cel mai eficient în administrația publică este bugetul. Da. Îmi propun proiectarea, elaborarea și prezentarea pentru aprobare a unui buget orientat spre dezvoltare. Vom promova o politică agresivă de investiții care să ducă la dezvoltarea Sucevei. Ați zâmbeați când ați, n-ai de-a spune agresivă. Da. Îmi place mie să fiu agresiv în fapte bune. Nu am liniștea și nici răbdarea de a lăsa lucrurile să meargă lent. Avem nevoie de ritm. De ce avem? Pentru că noi ca oraș și chiar ca țară înregistrăm niște restanță, niște diferență față de alții. Și dacă nu mărim ritmul, nu avem cum să ajungem din urmă sau să micșorăm acea distanță. Nu vă contrazic. Altă chestie. V-am mai spus și a treia, da? Spus două, mai da. Spus a treia. Vorbeați de strategii. Vreau să identificăm, cu toate că știm, lideri care se elaboreze secvențial, adică pe sectoare, aceste strategii și să le mănunchem într-o strategie generală. Desigur, liderii nu sunt suficienți. Trebuie să identificăm și să punem la treabă managerii care vor pune în aplicare strategiile. Suceava are potențial, Suceava are oameni de valoare și sunt sigur că vom găsi și dacă nu avem, dar vă spun că avem și lideri și manageri. În ce scop? Nu mai spun. Facem Suceava bine. Da, nu mai zic. De ce nu s-a făcut asta până acum? După mine trebuie să mă întrebați. Da, bun. Evident că în opinia noastră vă gândeam poate v-ați o părere. Dumneavoastră, bun. Scuzați-mă puțin. Legat de ce spuneați dumneavoastră că a emis un pretendent la primăria Suceava, că Suceava este bine. Vă spun că nu este bine. Ați mai spus o dată. Suceava este ca un om bolnav. Are nevoie de multe intervenții. Noi avem specialiștii care să opereze și să o facă cu adevărat bine. Blaise Pascal exprima la mijlocul secolului XVII o idee de genul. Când mă analizez, mă detest. Când mă compar, parcă îmi trece sau parcă îmi place. Domnilor, haideți să ne analizăm obiectiv și să ne comparăm cu cei care stau mai prost ca noi. Pentru că nu mai zicem, da? Bun. Nu, apoi legat de chestiunea asta, eu am făcut niște vizite în orașe, municipii sau cum vreți dumneavoastră așa, și în afară și în țară. Noi nu vrem să ajungem să fim Barcelona sau Oradea pentru că suntem Suceava. Dar ceea ce se întâmplă acolo, la specificul nostru, trebuie să se întâmple și la noi. Adică ideea de a fi adaptat la noi. Sigur că da. Uitați, de exemplu, Oradea. Oradea care, spunem noi, că toată lumea o ia ca model. Eu am trăit satisfacția că am fost model pentru Oradea în privința spitalului. Și nu voi avea nicio reținere să, ca ei să fie model în privința orașului. Da, nu știam că ați fost model pentru... Da, vă și spun. Nu vreau să spuneți că mai am întrebări și nu... Da. Bun, sunteți acuzat că nu agreați bazarul. Dacă veți ajunge primar, veți închide bazarul?
Este o mare prostie. Domnule Tiberiu Abraham, nu știu dacă dumneavoastră rețineți sau ați fost martorul amplasamentului primului bazar. Și unde a funcționat el? Deci eu îl știu. Fără în zona Gării, pe acolo. Nu, în zona Iescanului, în zona unde... Strandului. Așa, da, da. Strandului. Da, da, da. De atunci îl știu. Eram comisar șef la Garda Financiară. Și am făcut o vizită acolo de documentare. Ce am constatat? Am constatat oameni care și-au pierdut locul de muncă și și-au găsit acolo, nu refugiu, acolo și-au găsit domeniul în care să câștige, să-și câștige existența. Ce vreau să vă spun? În bazar sunt oameni onorabili. Sunt oameni care au dezvoltat afaceri din sursele câștigate acolo. Sunt oameni care au crescut copii care acum generează plus valoare. Sunt copii ai părinților din bazar care au devenit medici, ingineri, economiști, profesori și s-au desăvârșit în acele profesii, să spun. Am înțeles. Acum, permiți-mă, cine ar fi nebun sau, eu știu cum, așa, sau determinat, să spunem așa, să desfințeze locuri de muncă și să-i ducă în nenorocire pe oameni. Eu nu știu, eu v-am întrebat pentru că sunt ce țintim noi, ce țintim noi este să creăm confort și siguranță în plus. Aceste zvonuri sunt lansate de oameni care nu știu altceva decât să denigreze și să raporteze la, la intențiile inventate ale unora și nu la ceea ce vor să facă ei sau au făcut. Domnule, așa e în politică. Ea v-a zis, dacă stăteați acasă, aveați liniște. Am înțeles. Da. Păi tot ca în politică vă răspund. Da, corect. Da. Bun. Aveți ceva cu anumiți comerciați din piețe. Vreți să scoateți intermediari din piețele SCVN? De ce râdeți? Râd pentru că e o altă gogomanie. Da, altă gogomanie care e în spațiu public. Trebuie să vă întreb, evident. Domnule Tiberiu Abraham, piața, de orice fel, este instrumentul de bază al unei economii de profil. În piață se confruntă cererea și oferta. Dacă oferta este convenabilă, desigur că cererea vine după ea, o acoperă sau o apropie. Dar vorbiți ca un economist. Ca un economist, dar nu pot vorbi ca un politician strict. Politician dar strict. Era întrebarea simplă. Vreți să scoateți intermediare? Intermediare n-au fost scoți de nicăieri din piață. Din piață, indiferent că piața este în România sau în Europa sau în lumea întreagă. Intermediarii au rolul lor, se supun regulilor de piață și nimeni nu îi desfințează sau îi poate desfința. Corect, da. Ei sunt acuzați că măresc uneori prețurile producătorilor, poate artificial. Am spus, cererea reglează oferta. Legat de acest subiect, noi vrem să creăm toate condițiile producătorilor individual de a-și vinde marfa direct. Nu vrem să mai vedem producători individual, indiferent că e vorba de pătrunjel, de mărar, de roșii, de castraveți, de ceapă, de usturoi. Vrem să aibă, să aibă la dispoziție spațiul civilizat în care să-și vândă produsele. Bun, sunteți ateu, domnule Râmbu? Da, de ce o mai auzi și pe asta. Na, o să auziți multe și ați auzit multe. Domnul Tiberiu Abraham, eu sunt creștin ortodox, sunt crescut în frică de Dumnezeu, sunt botezat, cununat în biserică, acolo mă spovedesc și mă împărtășesc. Am toată considerația pentru biserică și pentru toate cultele religioase care, să spunem așa, funcționează legal. Îi vom sprijini pe toți, funcție și de posibilitățile noastre. Bun, domnule Râmbu, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, mai am două întrebări. În spațiul online sunt foarte multe postări în care se vorbește despre milionarul Râmbu.
Cât de bogat sunteți? Eu ar vrea să vă răspund scurt. Domnule, concret. Concret. Domnule Tibereopra, eu nu sunt om cu milioane. Eu sunt om de milioane. Am un suflet mare și gânduri numai pozitive față de oameni. Am o familie la fel de valoroasă pe care o respect și cu care mă mândresc. Dacă mergem în zona materială, nu sunt un om sărac. Am fost sărac. Dar țelul meu, ca oricărui părinte iubitor, este să investesc totul în educația, profesia și confortul copiilor. Și am reușit. Dacă cineva are curiozități, declarațiile mele de avere sunt publice și acolo regăsim și activul și pasivul, și mijloacele și sursele. Dar o dau pe economie, nu? Da. Așa. Și mă obosește economia. A spus că am fost sărac. Ce înseamnă că ați fost sărac? Material vorbesc. Da, dar ce înseamnă? Material. Sigur, bursitoarele nu au fost foarte amabile cu mine la început, la naștere. Și m-am născut cu mai puține mijloace de subsistență. Dar pe traseu m-au îmbrățișat și m-au ghidat spre drumul sau pe drumul spre succes. Acum ați vorbit ca un economist, ați vorbit ca un poet, ursitoarele. În fine, domnule Lâmbu, o ultimă întrebare. Cine se află în spatele dumneavoastră? Cine vă finanțează? Nu, știți, vorbim metaforic, iar... Da, mă uit aici, așa, este o pânză. O pânză care este, a cărei culoare îmi place și mă simt apărat. Acum, revenind, în spatele meu și în fața mea, și în dreapta mea, și în stânga mea, sunt cetățenii municipiului Suceava. Bă, nu e ca asta să spuneți, dar cine vă finanțează? Totuși sunt bani la mijloc. Cu ce să mă finanțeze și ce scop? Campania. Domnule Tibereu Vram, eu nu am pornit în campanie cu gândul de a finanța acțiuni sau activități care să mă ilustreze altfel decât sunt. Nu mă oblig la nimeni. Vorbesc material, pentru că asta ar însemna să fiu pus în situația neplăcută de a mă achita de anumite obligații. Și atunci aș evada de la țelul meu și al nostru. Să facem Suceava bine, pentru că știu, pot și vreau. Da, bun, asta e sloganul, m-ați nebunit cu el. Nu, este un slogan pe care, încă o dată repet, vreau să fie un crez, un manifest. Okay, trebuie să băgăm în mintea și în sufletul echipelor și cetățenilor că noi cu adevărat vom face Suceava bine. Ne culcăm cu acest gând și ne trezim cu acest gând. Și când venim în teren, cum se spune, în sport, trebuie să facem totul ca acest țel să fie îndeplinit. Bun, m-am lămurit. Domnule Râmbu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Vă urez succes în alegeri, așa cum urez, repet, de fiecare dată fiecărui candidat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a cunoaște și alte persoane, alți candidați care s-au înscris în cursa pentru o funcție sau alta la alegerile din 9 iunie.